Polițiștii din cadrul serviciului rutier și compartimentului de analiză și prevenire a criminalității și-au petrecut ziua de 1 iunie în școli și grădinițe alături de copii. Acțiunile desfășurate de ei s-au înscris în cadrul campaniilor de prevenire a accidentelor rutiere, Alege Viața și al Programului Național de Prevenire a Delicvenței Juvenile și Victimizării Minorilor. De ziua internațională a copilului, polițiștii sibieni s-au gândit că cel mai bun loc în care ar putea fi este în preajma copiilor, adică în școli și grădinițe. Și polițiștii sibieni se împătrească astăzi copiii din municipiul Sibiu. Activitatea noastră a fost structurată pe mai multe intervale orare. De dimineață am participat la școala 23, cu clasele 5-8. Acum suntem la liceul economic. Dimineața să mergem la grădinița 6. La liceul de artă, unde vor fi premiate picturile cu tematică privind violența, iar de la orele 14 vom fi la shopping Limber, unde vom desfășura activități cu cei mici. Alături de noi sunt partenerii noștri, Teatru Gong, care va pune în scenă o piață de teatru pentru cei mici, și Fundația Non-Guvernamentală Papagenul. Copiii au fost cât se poate de încântați de vizita polițiștilor, mai ales că oamenii legii au provocat pe tineri la dialog și le-au răsplătit atenția cu cadouri. Un moment cu totul emoționant a avut loc la liceul economic, unde elevii unei clase terminale au ținut un moment de reculegere în memoria unei colege care a murit într-un accident rutier. Cineva lipsește de aici și aș vrea pentru un minut să ne aducem aminte. La acțiunile organizate în școli au participat atât polițiștii rutieri, cât și din cadrul compartimentului de analiză și prevenire a criminalității Sibiu. Oamenii legii au organizat pentru cei mici concursuri de pictură, dar au susținut și cursuri de educație rutieră și au desfășurat activități de prevenire a victimizării copiilor sub aspectul unor abuzuri.